În spatele meu se află masivul Piatra Craiului, cel mai lung traseu de creastă din România, în jur de 20 de kilometri. Cel mai înalt vârf este vârful Piatra Craiului, cunoscut și sub denumirea de Piscul Baciului sau Vârful la Om. Are altitudinea de 2238 de metri. Destul de solicitant în primele 15 minute de la fântâna lui Botoroc, de unde în 2 ore jumătate vom ajunge la cabana în Curmatura. Mai avem probabil 5 minute de efort, după care panta se mai domolește. Popaz lângă izvor, primul izvor din drum. Am ajuns bine, până aici 50 de minute. Prima oră de urcat a trecut. De acum mergem aproape drept. Suntem în Poiana Zănoaga. O priveliște frumoasă spre Piatra Craiului. Cel mai luminat și cu o cravată de grofătici este vârful Ascuțit. L-ați văzut? Adânc în inima Parcului Național Piatra Craiului. Mergem de circa 2 ore. În 10 minute vom fi la cabana Curmătura.